300 de lucrători poștali din Maramureș vor avea salariile diminuate cu 25 până la 50% potrivit unei decizii luate de conducerea companiei Poșta Română. Extrem de nemulțumiți, 50 dintre ei au declanșat în această dimineață un protest spontan la sediul oficiului județean. În jurul orei 9:30 am fost informat de colegi că un număr de 50-60 de salariați a urcat în sediul OJ-ului. Se pare că sunt salariați care nu sunt în programul de lucru, ci din schimbul 2, total nemulțumiți de măsurile pe care administrația dorește să le ia. Acestea vizează în primul rând reducerea normelor de lucru pentru 100 de salariați la nivel de Baia Mare și altor 200 în restul județului. Asta înseamnă 50% din salariu pentru cei cu jumătate de normă și 75% pentru cei cu 6 ore. Ținând cont că cei afectați sunt salariați din operativ, unde media salarială e undeva în jurul la 1000 de lei, cei cu jumătate de normă vor avea 500 de lei, iar ceilalți 750. Pentru a ține situația sub control, directorul Oficiului Județean de Poștă, Mariana Iacob, a solicitat o întâlnire doar cu reprezentanții oficiilor poștale. Și eu am fost mai devreme în biroul doamnei director, dânsa a solicitat ca fiecare oficiu poștal din Baia Mare să-și trimită un reprezentant cu care să discute, deci să discute într-un cer mai restrâns, pentru că este poate un pic mai ușor de stăpânit o discuție, însă oamenii, i-ați văzut, sunt pe holul poștei, ar vrea să vorbească cu toți, ar vrea să audă fiecare ce le spune doamna director. Se pare că focul le-a ajuns deja la deget poștașilor maramureșeni, astfel că după sărbătorile pascale am putea asista la noi acțiuni de protest și chiar la oprirea activității.